Negustorul și maimuțele. Un negustor se oprise odată la umbra unui copac să-și mai tragă sufletul, lăsându-și coșul cu mărfuri alături. Coșul era plin ochi cu fesuri roșii, pe care negustorul avea de gând să le vândă în orașul vecin. Purta și el pe cap tot un fes roșu. Șezu el ce șezu sub copac, apoi se lungi de-a binelea. Adia un vânticel plăcut, negustorul începu să moțe și în cele din urmă a dormi buștean. Deasupra lui, între crengile copacului, niște maimuțe se holbau în liniște la negustor. Îndată ce acesta dormi, maimuțele săriră din copac, înhățară toate fesurile și se cățărară înapoi. Își îndesară fesurile pe cap și începură să sară de pe o creangă pe alta, făcând o larmă de parcă era în junglă. Negustorul fu și el trezit de țipetele lor și văzu coșul gol, nici urmă de fesuri. Ce ispravă, se gândi el, unde mi-au dispărut fesurile, doar nu l-o fi furat cineva. Privi în sus și zări maimuțele gătite cu fesurile lui, țopăind încântate de pe o creangă pe alta. Încercă să le sperie, strigă la ele, dar degeaba, nici vorbă să-și recapete bunurile. Furios foc, omul își smulse fesul din cap și dând cu el de pământ strigă: hoațelor, na, luați-l și pe ăsta, ce să fac cu un singur fes? Maimuțele, trebuie să o spunem, imită cu mare hărnicie gesturile omului. N-a apucat bine negustorul să-și trântească fesul la pământ, că de îndată maimuțele își smulseră și ele fesurile din cap și le aruncară pe jos. Negustorul le adună repede, le așeză în coș și își văzu mulțumit de drum.